Știm toamna aceasta frumoasă care vine, dar după toamnă vine și iarna, trebuie să fim pregătiți și fizic și moral. De aceea, astăzi vorbim despre sistemul imun și despre sistemul osos. Da? Vine iarna, e pericol, risc de traumatisme și cum să ne pregătim noi și cum să facem ca să evităm traumele și aceste dureri în articulații, în oasele noastre, vom vorbi despre structură și, desigur, de bunele produse eficiente, cum sunt produsele de la compania Nutrilite. De începem, vă spun bine ați venit! Astăzi vreau să vă spun că imunitatea propriu-zis este foarte, foarte un sistem care, cum să zice, e fragil. Mulți din medici au părerea lor vis-a-vis despre ce înseamnă imunitate. La fiecare medic, dacă vă adresați la 2-3, vor fi diferite păreri, fiindcă fiecare de noi a învățat în felul său și are experiență deja cu pacienți, cu o gamă largă de boli care au evaluat în stare mai bine, când a fost la pacienții noștri imunitate mai bună, mai pregătită. Ca să încep, vreau să vă fac un mic experiment. Deci, într-o cană simplă, apă simplă din sistemul nostru de tratare exprim, nu e simplă, da? Dar pentru noi deja e simplă, că noi foarte ne-am adaptat și o iubim nespus de mult, cu mare recomandări. Apă curată, sănătoasă, din sistemul de tratare exprim. Aici pun 2 jumătăți din sistemul nostru de multivitamine daily. Nostru, poate nu este corect, eu sunt adaptată foarte mult și îmi plac în nebunie aceste produse de la Nutrilite, dar să vorbim corect. Deci, de la Nutrilite, datorită lor, și avem aceste produse complexe, multivitamine daily. Vreau să vă arăt ce se va primi după o mică prezentare cu această vitamină, să vedeți componența și cum se schimbă ea, da, în comparație cu cele care noi le avem din farmacie. Este cu coloranți, cu conservanți, cu acidulari, cu îndulcitori, vis-a-vis de ceea ce ne oferă Nutrilite. Avem răbdare, ascultăm prezentarea și la finele prezentării am să vă arăt ce trebuie să consumăm. Deci, imunitatea noastră depinde foarte mult de noi. E cel mai corect să o pregătim deja din perioada când încă este cald. Încă este cald, vorbesc de luna iulie. În luna iulie, dacă dumneavoastră v-ați relaxat, v-ați cheltuit banii pentru odihnă, pentru să vă faceți garderoba de vară, să vă duceți la plajă, să vă planificăm ca să ne facem un complex pentru necesitățile imunității noastre. Ce înseamnă pentru noi imunitate? Start! Zincul. Zincul Nutrilite, 30 de plicuri, unul pe zi, e o formă foarte ușoară de consumat, e unica formulă care are doar Nutrilite, deci acest produs puteți să-l consumați și fără lichid. Cum? Foarte bine. Granulele sunt pregătite și ajustate la nivel de o cantitate mică de umiditate, care poate să oferă chiar și saliva noastră din cavitatea bucală. L-am rupt, l-am răsturnat în gură și cu saliva el deja are funcție să dilueze și să-l înghițim. Și timp de 20 de minute aveți un efect direct în fluxul salivar pentru sistemul imun. Wow? E wow! Într-adevăr. Deci ce face zincul? Cred că mai multe ori ați observat că undeva este scris și zinc pentru imunitate, și pentru păr, și pentru pele. Ceva nu vă este clar. Ne clarificăm.
Ce înseamnă zincul? Zincul este scutul numărul 1 pentru imunitate. Scutul numărul 2 este selenium și scutul numărul 3 este vitamina C. Vitamina C este scutul numărul 3 și începem să deslușim câte un pic pas după pas. Deci scutul numărul 1, zincul, face ca sistemul imun al nostru să nu dea dezechilibre. Deci el monitorizează ca fluxul sanguin și glanda tiroidă și ficatul și rinichii să lucreze într-un monitor comun într-așa moment că când nimerește în corpul nostru o bacterie, da? Deci un agent patogen, imediat dă sunete de alarmă la fiecare organ. Și el, respectiv, ce face? Eliminează protetorii, deci leucocitele care merg și fagocitele acestea care le consumă, le rugumă, le nimicesc. Ăsta este străjerul, scutul, zincul. Pe lângă faptul că face și din interior, ajută și aduce un aport sănătății enorm și din exterior. Deci, într-adevăr, pielea și părul au nevoie de susținere și o doză zilnică de zinc. De ce? Deci, scalpul nostru are și el glandele care secretează un sebum. Și ca să nu fie cu exces, ca să nu ajungem la o stare deplorabilă, cum uneori se întâmplă, că este o stare patologică, așa, ce ține de solțișori, vorbim dacă copii mai mici, da? Ei tot au sebumul lor. Și mătreața, propriu zis, deja care noi avem maturi. Iată, zincul, dacă este în normă, la norma este un plic suficient. Eu vorbesc despre produsele Nutrilite. Deci un plic pe zi de la compania Nutrilite, zincul, va acopere toate necesitățile a sistemului cutanat, deci vorbim de piele, piele de scalp și părul. Ce face la păr? În primul rând îi dă luci, părul, firul, aratul sănătos, sebum se reduce și se secretează în limitele normei, deci păstrează să nu fie cu exces și întărește rădăcina părului ca să nu ajungă să fie produs iarăși aceeași stare patologică care o numim noi mătreață. Deci ne-am clarificat de ce și pentru ce în sistemul imun trebuie să fie unul din componenții de bază zincul. Am zis că a doilea component este selenium. Selenium este în componență și în XX și în daily. Deci ca componență din set. Deci noi avem nu doar zincul. Iar astăzi prinem zinc și atât. Sau astăzi prinem numai vitamina C și atât. Este un set care acoperă toate necesitățile și doza zilnică uzuală trebuie fi consumată. Noi nu putem să facem depozit sau să strângem în rezerve vitamine. Este mit. E fals. Nu e adevărat. Zilnic este cel mai corect. Îi dăm atât cât trebuie. Nu știm cât trebuie. Știe Nutrilite. Pentru noi, ei au calculat atât cât trebuie. Și o pastilă pe zi este suficient să vă acopere toate necesitățile pentru lucrul corect, armonios a corpului dumneavoastră. Deci, facem și vitamina C în componența noastră și asta o să fie ideală formulă pentru sistemul imun. Vitamina C de la Nutrilite, una pe zi, cu cireașa acerola din componența ei, da, cu prelungirea prolungată, zincul și selenium care face parte din daily sau din XX. Cunoașteți foarte bine și aceste complexe din multe vitamine. Sănătate multă vă doresc și o toamnă frumoasă!